Prietenia și porunca iubirii creștine, Sfântul Nicolae, prietenul copiilor. Bine v-am găsit, dragi elevi! Mereu ascultăm cu mare plăcere poveștile despre eroii preferați. În clipul de astăzi vom vorbi despre un personaj tare îndrăgit de copii și anume Sfântul Nicolae, prietenul copiilor. Chiar din primele zile ale lui decembrie, copiii se comportă așa cum nu au făcut-o tot anul. Sunt potoliți și ascultători. Se gândesc cu putere și nerăbdare la darurile împărțite pe furiș și se întreabă, cine este Moș Nicolae? Oare există el cu adevărat? Cum arată comparativ cu Moș Crăciun? Este la fel de bătrân? Are mantie roșie sau verde? Măcinați de aceste întrebări cu răspuns incert, copiii își pregătesc din timp cizmulițele, ghetuțele și bocancii pentru noaptea în care moșul le va umple cu daruri. Copiii de ieri și de azi știu că în fiecare seară, de 15-6 decembrie, ghetuțele trebuie să fie lustruite și aranjate frumos dacă vor să primească vizita misteriosului și generosului Moș Nicolae. Chiar dacă numai copiii cu minți sunt răsplătiți, se spune că moșul are grijă și de cei mai obraznici, cărora le va dărui câte o nuielușă bine altoită. Voi îl cunoașteți pe Moș Nicolae? De ce credeți că este atât de iubit de copii? Bravo! Așa este! Pentru că în fiecare an le aduce daruri. Haideți să cunoaștem împreună pe moșul misterios. Puțin știu că Moș Nicolae făcea daruri încă de acum sute de ani și că a existat cu adevărat. Moș Nicolae este de fapt Sfântul Nicolae, un personaj real. Și acum să îi aflăm povestea. A fost odată ca niciodată, într-un ținut din Asia Mică, un băiețel pe nume Nicolae. Încă de mic, Nicolae s-a remarcat prin credința, bunătatea și dragostea pentru semenii săi, în special pentru copii, realizând multe lucruri extraordinare, adevărate miracole. Povestea lui Moș Nicolae spune că la vârsta adolescenței, Nicolae a moștenit o avere foarte mare. Fiind o persoană milostivă, dorința lui cea mai mare a fost să-i ajute pe cei mai puțin norocoși ca el. Așa că a încercat să transforme visurile acestora în realitate. Și pentru că orice dar are mare valoare atunci când este oferit fără a aștepta ceva în schimb, s-a hotărât să-și ajute prietenii în secret. În fiecare noapte, Nicolae se deghiza și livra oamenilor din sat mâncare, haine și bani. De atunci a rămas obiceiul de a face daruri de ziua sa și de a ajuta pe cei nevoiași. De s-ar povesti milele lui una câte una și câte îndurări a arătat către cei săraci, pe câți flămânzi a hrănit, pe câți goi a îmbrăcat, pe câți a răscumpărat de la datornici, nu ne-ar ajunge timpul pentru a le face cunoscute. Una din cele mai cunoscute legende despre Moș Nicolae este a celor trei surori, fetele unui nobil sărac care nu se puteau căsători pentru că erau sărace. Se spune că atunci când fata cea mare a ajuns la vremea măritișului, Nicolae a lăsat noaptea la ușa casei nobilului un săculeț cu aur și povestea s-a repetat și în cazul celei de-a doua fete. Când a venit vremea măritișului pentru cea de-a treia,
Nobilul a stat de pază ca să afle cine este binefăcătorul fetelor. Se spune că Moș Nicolae a urcat pe acoperit și a dat drumul săculețului cu aur prin hornul casei, drept într-o șosetă agățată la nivelul șemineului. Tatăl fetelor l-a văzut pe Moș Nicolae și nu a putut ține secretul, iar de atunci oricine primea un cadou neașteptat îi mulțumea lui Moș Nicolae. Cei trei săculeți de aur dăruiți fetelor au devenit simbolul Sfântului Nicolae sub forma șosetelor agățate de șemineu pentru a fi umplute cu daruri. Ce putem spune despre Moș Nicolae acum, după ce am aflat povestea? Da, aveți dreptate. Moș Nicolae este un mare ocrotitor al copiilor, al vârstnicilor și al bolnavilor. Am aflat că este înainte mărgătorul lui Moș Crăciun, pentru că an de an oferă daruri nu numai celor săraci, ci tuturor copiilor. Este bine să reținem că poporul român iubește această tradiție a dăruirii necondiționate, care este una dintre cele mai frumoase, cum nu găsim la alte popoare. Fiecare din noi ar trebui să fie tot timpul Moș Nicolae, să-i urmăm în credință și în dragostea sa față de oameni, să fim buni și prietenoși unii cu alții. Ne jucăm și învățăm. Jocul de astăzi se numește Prietenul Secret. Sfântul Nicolae nu dorea să fie lăudat pentru faptele lui bune. Urmează-i exemplu. Alege un coleg fără să-i spui. Oferă-i un mic dar, fără ca el să știe de la cine l-a primit. Descrie ce ai simțit când ai oferit darul discret. Sfatul cel bun. Fii credincios, iubitor și ascultător, precum sfinții. Webografia imaginilor.